În acest weekend, Expo Arad a găzduit cel mai mare târg de nunți din vestul țării. Arădenii și nu numai s-au îngrămădit să afle ultimele tendințe în domeniu, dar bineînțeles că cele mai multe priviri au fost aruncate spre rochile de mirese. Ne întoarcem undeva un pic în timp pentru că nu mai sunt, la cel puțin nu se mai caută, rochile foarte împopoțonate și foarte pline de brizbrizuri, să spun așa. Se merge foarte mult și pe stilul vintage combinat cu eleganța, ceea ce dă o notă bună, zic eu. Două tinere ingenioase vin în ajutorul viitoarelor mirese cu o idee unică. Un concept cel puțin interesant a fost prezentat la acest târg și anume rochii de mireasă la măritat. Practic, fostele mirese și-au adus aici rochile pe care le-au purtat în cea mai fericită zi din viața lor pentru a crea viitoarelor mirese oportunitatea de a-și găsi rochia perfectă. Înainte de târg, fostele mirese aduc rochițele, dacă doresc să și le vândă, bineînțeles, și nu vor să ocupe un loc în dulap, își stabilesc prețul. Deci ele stabilesc un anumit preț, miresele care, viitoarele mirese vin să-și aleagă rochia, se negociază cu fosta mireasă dacă doresc să-și o cumpere și se poate reduce din preț. Alegerea rochiei perfecte a fost proba de foc pentru viitoarele mirese, mai ales dacă au trebuit să se încadreze într-un anumit buget. Fiecare rochie spune o poveste, fiecare rochie e deosebită în felul ei și atunci pleci mai gânditor decât ai venit. Aveți un buget în care trebuie să vă încadrați? Da. Undeva la 500 de euro. Și ați găsit ceva până acum pe placul dumneavoastră? Da. Rochie de pe mine. O rochie realizată 100% din frunze este piesa de rezistență a unui designer extrem de creativ. Munca i-a fost însă răsplătită de privirile pline de admirație ale doamnelor care s-au oprit să privească. Rochia e făcută dintr-o bază de iederă. E prinsă cu ace fiecare frunzuliță. Sunt peste 2000 de frunze și sunt aplicate florile. Bineînțeles că nici bărbații nu au fost lăsați deoparte, așa că brandurile exclusiviste s-au întrecut în oferte la costume de miri. Tendințele din acest an 2014 merg foarte mult pe culoarea neagră, merge și un costum de ceremonie alb, însă totul depinde de gustul mirelui, viitorul mire. Cât se ridică un costum de mire complet acum? Prețurile încep de la 770 și continuă până la 7000. Firmele de organizare evenimente s-au întrecut în aranjamente care mai de care mai spectaculoase, iar cofetăriile au prezentat torturi chiar și de un metru înălțime. Cu toate acestea, potrivit tendințelor actuale, must-have-ul unui eveniment îl reprezintă un bufet cu fructe sculptate. Sculptura în fructe se realizează înainte, deci în noaptea dinaintea evenimentului, pentru că ele trebuie să fie proaspete. Chiar dacă de obicei sculpturile sunt doar pentru design și pentru a da spectaculozitate bufetului, în cazul în care se vor consuma, să am siguranță că ele vor fi proaspete. Bineînțeles că amintirea unui eveniment memorabil trebuie să rămână vie, iar pentru acest lucru viitorii miri trebuie să apeleze la servicii foto-video de calitate. Oferim filmare, full HD, fotografii, toate le prelucrăm, o ședință foto pentru început de logon sau de acomodare, depinde cum doresc clienții, iar după nuntă, ședința trash de dress. Tariful total este de 700 de euro și într-o lună cam putem să-și oferim produsul finit. Târgul de nunți de la Arad s-a încheiat duminică, iar potrivit organizatorilor, acesta a fost un succes.